Salutare, bine ați venit la Te România. Eu sunt Alex și astăzi vreau să vorbesc despre ceva ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni, pe iunie 14, mai precis. Warcraft 3 Reforged a primit un update de patch foarte important. Momentan este în PTR, adică Public Test Realm. Îl puteți descărca, are, mi se pare că are, să că vă zic acum, cam 6, dacă nu mă înșel, 6 gigabytes. Eu l-am dezinstalat fiindcă am jucat alte jocuri momentan și nu prea mai aveam memorie, dar o să discutăm despre patch-ul ce a fost aplicat în Reforge. Am încercat și eu PTR-ul, dacă aveți Warcraft 3 Reforge puteți juca. Practic, acest nou patch vine cu următoarele lucruri. Hai să citim un pic pe forum. Hello Warcraft 3 Reforged player. Salutare player de Warcraft 3 Reforged. Recent am început testarea realm-ului public pentru noul update din Warcraft 3 Reforged, versiunea 1.330. Acest update se focusează pe trei noi feature-uri: rank play, leaderboards și player profiles. Deci, în sfârșit, au pus în Warcraft 3 Reforged rank, leaderboards și player profiles. Deci puteți vedea profilul altui player. La rang momentan este unranked, combatant, challenger, rival, duelist, elite, gladiator și champion. Playerii pot vedea rankul lor, pot vedea cât de mult au avut succes cu o rasă sau cu un tip de joc, cum ar fi 1 vs 1 sau 2 vs 2, și mult mai multe lucruri o să urmeze în timpul următor, ceea ce mă bucură, fiindcă jocul timp de un an și ceva a fost într-o stare de stagnare, nu s-a întâmplat nimic. Deci, după cum vedeți aici, ultima dată a fost în 2020 pe 27-8. Și ultimul update a fost în 2022, deci 2 ani mai târziu Blizzard în sfârșit au decis să dea o nouă viață jocului. Jocul încă are probleme, cel puțin cu grafica de Reforge, mulți jucători profesioniști, cum ar fi, să dăm un pic grabi, joacă în continuare cu grafica de Warcraft 3 Classic. Ceea ce este un lucru ok, și mie îmi place să joc cu grafica veche, prefer grafica veche. Un alt lucru ce vreau să-l discut este World of Warcraft. Să dăm un pic World of Warcraft. Wrath of the Lich King Classic va apărea în curând. Mi se pare că deja au anunțat că vor lansa și Dragonflight anul acesta, dar încă nu știm data încă, deci o să mai dureze un pic. Pentru cei care încă joacă Warcraft 3, acum este un tip de joc un pic diferit față de cum era înainte, fiindcă poți în sfârșit să joci rank pe serverele lor și nu trebuie un third party cum a fost Warcraft 3 Champion. Dintre jocurile de la Blizzard, de momentan doar Overwatch l-am instalat și am avut Diablo Immortal o perioadă și l-am dezinstalat. Warcraft 3 l-am dezinstalat ieri, dar o să-l reinstalez la un moment dat, și restul jocurilor, Hearthstone, World of Warcraft, Starcraft, nu le-am instalate. Dacă vreți content cu Warcraft 3, să-mi spuneți, o să reinstalez și o să mai postez pe canal. Eu sunt Alex, până data viitoare, salut!